Salutare tuturor, aici este Popo Spider și bine ați revenit la un nou video din Legends of Runeterra. Pentru că am văzut că v-a plăcut primul video pe care l-am făcut noi ieri și pentru că trebuie să profităm puțin de acest beta, pentru că după aia nu o să mai auzim de joc decât abia la anul când se lansează, pentru că și am văzut că și mulți dintre voi nu știți ce cu el, cum face jos sau ceva. Ca să vă explic așa mare parte cum face jos de joc, trebuie să vă conectați jocul pe site-ul playruntera.com sau ceva genul ăsta, să optați pentru beta și să sperați că veți primi invitație. Altă modalitate mai ușoară e să mergeți pe Twitch la orice streamer care are dropurile pornite și să aveți contul de Twitch legat cu cel de Riot și sunt șanse și mai mari de a primi acces la acest joc. Eu așa am făcut și așa am făcut rost de acces la joc. Ei bine, el o să fie disponibil abia la anul și o să fie disponibil și pe mobil cât și pe PC. Așa că noi astăzi o să mai încercăm niște pachete ceva mai diferite. Deci nu o să încercăm pachetele de bază, cele 3 de aici. Avem niște pachete pe care le-am luat eu de pe undeva. Pe internet am găsit niște idei, să zicem așa, și o să vedem ce putem să experimentăm. O să facem video cu mai toate, nu promit că o să și câștigăm, dar o să vedem ce ne iese și știu că sunt deja unele pachete mari de meta, dar nu o să le facem pe alea pentru că un la mână a rămas fără materiale de construit cărți și doi la mână nu cred că vreau să vă arăt exact ce se joacă acum meta pentru că oricum e destul de boring și e mai mișto să încercăm chestii de astea așa mai funny și mai interesante, plus că oricum o să se schimbe totul când o să lanseze jocul. Și acasă să încercăm un pachet unde avem pe minunatul nostru Timo și eu zic că cel mai bine să dăm cât mai multe like-uri pentru băiețașul nostru Timo, pentru că știu că vă place Timo și Ezreal în același timp, deci avem pe amândoi stați liniștiți în echipa noastră aici și am 3 Timo, am 3 Ezreal. Tot pachetul seamănă foarte mult, dacă țineți minte, cu pachetul din Hearthstone numit Bomb Warrior, numai că aici punem ciuperci și mare parte tot pachetul ăsta se învârte să faci cât mai multe ciuperci să se spawneze în pachetul inamicului. Ceea ce e destul de mișto. M-am mai jucat așa pe stream, nu prea am avut un win rate destul de mare pe stream, încercând pachetele și toate astea, făcând destul de multe misplayeri pe aici pe colea. Dar bine, misplayerile erau cam, na, vă dați seama de acum, inevitabile. Am ajuns la concluzia că, nu știu, mie personal mi se pare că jocul e făcut ok, dar ce problema mea mare parte cu el e că ai prea puțină viață. Cumva mi se pare că meciul e rapid. E bine, e un lucru bun că e rapid, dar în același timp parcă simt că e unor foarte prea rapid și n-a pus să reacționezi sau să-ți faci ceea ce îți durai tu să faci. Ok, am să las asta așa pentru că o să vreau mai târziu să sumonez pe băiețașul ăsta să dăm niște combinații, pentru că tipul ăsta sumonează ciuperci și le pune în pachetul adversar. Ah, trebuie să fii sumonat pe Timo, nu mai contează oricum. 3 mana, oricum nu făceam mare brânză nici mai departe. A, aveam mana de rezervă și puteam să sumunăm ăla. Ok, să sumunăm pe Timo. Să avem noi pe Timo sau să sumunăm? Nu, o sumunăm pe ăsta. Și o să folosim pe ăla să-l clonăm pe Timo, că o să avem nevoie de Timo foarte, foarte mult. O să vedeți și de ce. Pentru că evoluția, level up-ul lui e foarte bun. În special când dublează numărul de ciuperci, ceea ce e perfect. Și pe lângă asta dă, mi se pare mai mult damage parcă când atacă sau nu mai știu exact care era ideea. Ok, bine că i-a dat stun, bine că i-a dat stun, nu mă deranjează lucrul ăsta. Și o să vreau să-l clonăm pe Timo. Timo, ia clonez puțin. Și deja i-am băgat niște ciupercuțe. Și îmi place că și scrie câte ciuperci ai pus în pachetul, e ceea ce e destul de interesant. Ok, frumos. Cel probabil că... Cum o să pregătească un asalt împotriva mea? Bine, eu n-am așa un răspuns pentru el cât de cât. Cât de cât ar fi fost bine dacă aveam chestia aia altă, dar să zicem. Aș putea să dau... Nu, aveam să zic să-l copiez pe ăla, dar nu cred că are rost. Să încasez 3 damage, să nu încasez 3 damage. Cred că am să încasez 3 damage. Pentru că nu mă interesează așa tare. Oricum deja el și-a făcut treaba, oricum mai am unul mai încolo. Și o să sumăm pe Timo acum. Timo e aici pregătit de treabă. Zena, componentul nostru mai are alte idei. El și-a folosit atacul, deci nu mai are atacul acum, el de acum doar poate să sumoneze până când se termine exact runda. Ok, dă un spell. Vrea să-l omoare direct pe Timo. Ce om rău! Vedeți, a fost bine că l-am clonat pe Timo, dar în același timp mai avem și alte soluții pentru a pune mai multe bombe. Ia bombiță de aici, bombiță, stai tu liniștit. Ok.
și să mai trontim niște bombe în pachetul oponentului. Deci when another ally dies, deal 1 damage to enemy nexus. Trebuie să ne asigurăm că scăpăm de chestia aia destul de repede, pentru că e destul de stresantă și nu vrem să o vedem acolo foarte, foarte des. Asta e fast spell, deci am putea să și atacăm. Sau when an ally die. Am putea face o treabă. O luăm pentru noi și putem să atacăm după aia și să ne asigurăm că distrugem tot ce e pe aici, știi? Bine, putem să folosim după aia pe post de blocaj în caz de suntem atacați sau ceva, știi? Easy peasy. Că de buff nu cred că putem să-i dăm. Bine, nici mai am asta de deal damage, dar e ok. Bun, așa. Bine, puteam să copiez și ăsta de aici, știi? Nu era chiar o problemă. Opa! Vin pe Yangani. E bine că dacă nu sumunează pe Elise, vine, n-are mana de Elise oricum. Cred că am să dau skip și am să folosesc asta data viitoare, că e mai simplu. Da, aș putea să fac asta. Ori... Nu, o să dăm skip și ce mai ok așa. Ok, rândul lui să atace. Încă văd că n-a tras nicio carte infectată cu ciuperci. Deci, sadly. Se pare că am văzut cea mai mare... Numărul de ciuperci pe o carte era de 3. Acum poate să fie și mai mult sau nu știu exact. Ok, hai să facem așa. Distrugem 2 și tu blochezi aici. Dar înainte să mori, nu poate să cloneze decât chestii din mână. Atunci lasă așa. Asta e fast spell, deci o să se aplice foarte repede fast spell-ul. Hai să punem pe băiatul nostru pe vibrație aici. Îmi place să le nerveze, să pună pe vibrație, să fie nervos acolo. Dar aș vrea că asta e singurul lucru cu care poți interacționa. Mi-aș fi plăcut să fi putut interacționa cu mai multe chestii. El acum că caut un răspuns sau ceva? Are ce să dea, nu cred că are ce să dea foarte practic. Da, eram sigur. Eram sigur că asta are de gând să facă. Ok, n-are rost să mă strofoc cu alte chestii. Super. Bine, încasezi mai mult damage la el, nu-i asta o treabă, nu e problemă. Ideea e că noi să-l facem pe el să încaseze cât mai mult damage. Aia a fost 5000 IQ. E acolo, mă închin în fața ta, maestre. Ok, deci zice aici, to play, discard 2. Prea vreau să dau discard la 2. Nici nu aș vrea nici să o clonez, știi, asta e o altă chestie nasoală. Hai să facem atunci. Cred că o să încerc să modific chestia asta cu altceva dacă e. Draw 3. Da, scoatem progress de ăsta că e la cam greu de consumat. Plus că vreau ciupercile astea neapărat, știi? Gen, dăm așa. Wait, n-am dat discard? Mai tras un alt... S-a părut că am tras un... am clonat progress de. Dumbass. Și acum putem să... Dar trebuie să dăm discard la 2, ceea ce nu-i foarte ok. Ok, atacă, nu mai contează, lasă așa. Ideea e că de acum trebuie să joace ceva, nu poate să, gen, nu poate să sumuneze ceva și să pună la defense instant. Ok, 1 damage. Ce face? Deal 1 damage to an ally follower. If he survives, create a copy. Dar nu supraviețuiește. Alo? It doesn't survive. Dacă îi dă săgeata și... Ok, am înțeles. Are sens, ok, are sens acum. Nu înțelegeam exact dacă e survive gen, că dacă atacă. Ok, n-am nevoie. Am trebuit o carte useless ca să dau draw. Ok, vine Ezreal. Ezreal nu e chiar useless. Nici cel mai grozav, dar nici foarte useless. Am nevoie să mai dau ăsta mult și să sperăm ceva. Uf. Darius. Ok, Darius nu e cea mai plăcută chestie pe care pot să văd aici. Ar trebui să trag asta. Tragem o carte. Timo. Ok, progress day-uri. Ok, super, progress day-uri peste progress day-uri. Hai să mai tragem 2. O să renunțăm la progress day-urile. N-am nevoie de ele. Ok, perfect, perfect. Am te ciuperci, vino Timo. Timo deja a făcut level up. Avem pe Timo cel leveled up aici așa. Și așteptăm acum ca el să atace. Și... Cred că am să las să dea damage-ul ăla cu Darius. Sau bine, am să-l blochez cu moșul și o să iau 3 damage.
Elise. Ok, pass, să vedem cu ce atacă. Bine, poate să atace cu 2. Atunci eu distrug pe Elise. Că după aia tot cam acolo ajungem și Tito tu distruge acolo. Ok. Mamă, ok. Să dau un fel de 5 damage pe bobițăl al nostru acolo, asta e partea nasoală. Ok, nu prea mai merge treaba așa cum doream eu. Uleu, ok. Oh, aia a fost infectată. 2 chiar avea, bun. Ezreal. Ezreal îți dă fleeting shot-ul. Îmi place că au interacțiuni între ei, ceea ce e foarte hilar. Da, cred că ar trebui să schimb ăsta, nu prea-mi place playstyle-ul sau situațiile în care te bagă cartea asta. Adică înțeleg că vrei să renunți la cărțile mari sau chestiile nefolositoare din momentul respectiv. Dar din nou, unele sunt destul de folositoare. Și ăștia sunt așa și așa, știi? Ce zice? Deal 1 damage to all enemy units. Fuck. Rip Tito și Moșu. Deci cumva trebuie să profit. Deși ăla. Tot așa. Ca să le volăm și pe Ezreal. Cred că o să dea acolo și o să-l facem pe ăsta. Cred că o să-mi dea ultimata sau ceva. Bine că n-are ca Trindamer. Ok, l-am mai tras un Teemo. Bun așa. Încă unul. Bun. A evoluat Ezreal. Level up. Nice. Vintul 2-4. Zero Strike Mystic Shot. E bine așa. Bun. Runda noastră. Atacă. Nu poate să te blocheze, ceea ce e bine. Bine, asta are 0 mana. Do deal damage to anything. Păi încerc. 2 damage. Shit. E așa și așa ca în situația asta. Rupe-l pe ăla că o să-l rupem noi mai târziu pe ăla. Boom. Oh, dă și Nexus, bun așa. Da, să-l sacrificăm probabil pe Teemo sau ceva, să-l punem în cale. Sau putem pune pe ăsta, de fapt, nevermind. Vedea să n-atace din prima. Eu, dacă n-atacă din prima, sunt safe. Ataca din prima. Ok, am vreo soluție aici. Aș putea să punem și ciuperci. Asta dacă Mystic Shot nu merge. Grand Wallace. Fuck. Mamă, cu buff-ul. Mamă, și are și Overwhelmed. Burst, să schimb ceva. Știa să renunț la niște dăștea. În speranță că prim vreun spell, dar nu cred că am vreun spell care să meargă. E așa și așa situația, să fiu sincer. Nu, nu prea o să fie bine. O să dea over ca și damage. Hai să încercăm ceva atunci. E complicăciune, așa că am să fac aici. Dă-i. Moșulică și ăla. Ok, Ezreal tot atacă. Da. Nu prea am soluție aici, dar să zicem. Da, n-am să-i fac aici, e prea. Mi-a dat fix. Aia a fost. Aproape. Ok, trebuie să prioritizăm o leacă. Am prins acum o leacă care e șpilul mai mult cu pachetul ăsta. Super, avem și quest-uri pe care le putem face acum. Mai dăm o tură, boys. Oricum, cum se cheamă, facem ca la Hearthstone. Facem pachetul ăsta în episodul ăsta, data viitoare facem alt pachet și tot așa. Cercăm diverse chestii. Din păcate nu vă pot promite că o să fac cu fiecare caracter care este disponibil în jocul ăsta. O să încerc pe cât de mult posibil să vă ofer cât mai mult content pe jocul ăsta până când se duce beta-ul și după aia mai vedem noi ce facem. Ce greu, ne-a găsit match. Sick of Vain. Ia uite-o pe ăsta. Ăsta e default-ul. Cred că e default pachetul. Ia, hai să sperăm că ne pică ceva, ok. Nu vreau Ezreal. Ezreali nu sunt chiar ceea ce am nevoie de la început. Chestia aia clar, nu. Mystic shot-urile astea sunt destul de bune, că sunt spell-uri rapide. Cred că vreau să păstrez asta prioritate pe chestii mai bune decât pe ăsta.
Progress de pus așa de a fi acolo. Ok, Tito, perfect, în prima rundă. O să și vedeți de ce mă bucur că l-avem pe Tito. Că putem ataca din prima. Dăm și damage, dăm și ciupercile. Pus acolo plus 5. Ok, runda lui. Bine, și cred că o să clonez niște mystic shot-uri. Nu cred că niște de-astea așa. Nu cred că e rost să dau. Hai să dăm de fapt. De fapt, de ce să consumăm mana? Să așa. N-ar rost să consumăm mana de aiurea, știi? A, ba nu, cred că pachetul a făcut. Da, cred că pachetul a făcut. E un pachet făcut care... cum se cheamă? E un pachet făcut care... E foarte late game centered, dacă e să mă exprim așa cum trebuie, știi? Asta le țin de damage. Gen, să le dau pe cărțile lui sau ceva. Ok, și încă o rundă și după aia Tito o să facă level up. Ok, Mighty Poro, despre ce vorbeam. 4, 3, avem 5, asta are 4 fix. Bine, Mighty Poro nu mă interesează acum așa. Trebuie să-i dau una de asta de avertizare. Și lăsăm așa. Că nu-i dă heal, cred. Deci, s-ar putea să fie și pachetul ăla. Poate nu i-a picat pasărea de 1 mana. Lăsăm așa. Când mai scoate ceva, dăm și ăsta. Trebuie să țintim foarte multe. Ok, s-a activat o ciupercă. Bomb cu damage-ul. Trebuie să țintim multe pentru Ezreal. Că Ezreal are gen, ca și condiții de level, trebuie să-i faci, să țintești ceva. Am trebuit să-l salut. Hello there, Mr. Poro. E chiar foarte drăguț asta, așa. Ok, ce faci asta e fully și double. A mea e faster, a lui e slow, deci va trebui să dau damage-ul. Ea e practic așa. A mea e spell-ul mai rapid decât a lui, deci probabil o să pun efectul meu și a lui să negheze. Da, a mea e primul, că e spell rapid. Nice. Și carte invalidată. Nice. Ok, rândul meu acum, hai să mai scoatem și șperci. Face cum interacționează ăștia între ei. Foarte simpatici. Oh, nu. He's so mad. He seem mad. I'm sorry. N-am vrut să fac asta, man. Cred că vreau mai multe ciuperci, zic eu. Să clonăm o leacă aia de ciuperci. Zic, mai multe ciuperci, mult mai bine. Stai că te bagă 5. Și acum o să evolueze Tito. O să dea mult damage. Prum. Evolua pe băiatul nostru Tito. Și putem ataca acum la liber. El dacă n-are nimic pus pe masă o să încaseze acolo și ia dublu de ciuperci. Le-am dublat. Cât are oare 28. Vai. Deci acum e cam garantat aproape fiecare carte să aibă măcar o ciupercă. Dar ideea e că pot fi 3 sau 4 pe fiecare, pe câte o carte. Deci poate, na. Ok, deci Abelabo face ceva acolo. Sincer, vreau să trag alte două cărți. Astea sunt așa și așa. Aia cu progres de bunicel, dar ăsta e și mai bun. Ok. Așa pot plusa niște damage. Ia să vedem la runda lui ce zice. Ok. Aș putea să clonez ăsta, dar cred că aștept mai degrabă să vină și moșul ăla. Da, bine, hai să dăm așa un cloning. Să avem mai multe de astea static shock-uri. E bun static shock-ul pentru că dai mai mulți odată. Plus că e cu ținta, dar cred că ar fi trebuit să clonez asta, că deja am țintit destul de multe. Și acum Ezreal-ul s-ar putea să fie evoluat. Să fie, nu te zic evoluat, dar e de fapt level up, știi? Ok, Ezreal-ul e aici. Are 2 din 2 din 8? Target enemy units. Ah, enemy units, never mind. Ok, a fost doar o ciupercă acolo. E bine că pe Timo nu mi-l poate ataca decât cu spell-uri. Ok, overwhelmed. Bine așa. Am să dau astea doar ca să facă le de condițiile de spell. Și cred că am să mă concentrez mai mult pe păsăroiul ăsta. Păsăroi ciofil. Să avem mai multe țintire și asta ar trebui să ne dea la vreun 5 din 8. Deci nu e rău. Ia, dă 5 din nou, facem o treabă sau nu facem nicio treabă aici. Bine, o să atace, o să lasă de damage probabil cu... Nu
ăștia. Mai fi o să lasă dea damage cu pasărea. Dă un plus 1, plus 1. Ok. Să n-atace direct. Ok, atacă direct. 8, deci îmi dă 6. Da, dă mai mult așa, așa că să pun să blocheze pe ăla. Ăla dă direct 8, deci ok. Da, uite cum poate să-ți întoarcă meciul cu o simplă creatură de genul ăsta. Da, doarme Timo, stai liniștit, el doar doarme, nu-i nicio treabă. Prietenul tău doar doarme. Uf. Oh, ce percuță, două. Oh, ce percuțe. Ah, ok, l-avem pe ăsta așa. Atât, mai multe ce percuțe acolo. Oh. Cred că înainte să atac ar trebui să dau și ăsta ca să dublez și mai mult acolo. Dar e foarte, foarte dureros. De aici în late-ul ăsta e foarte nașpa. Mm-hmm. Baga acolo, Tito. Așa. Vino și tu. Not enough, man. Ok, tu vei acolo. Orice bagă o să-și ia damage-ul. Deci l-atac acolo. Și pentru că apără nu se mai pune efectul de overwhelm. Poate el nu știe asta, să vedem acum. Don't kill Matito. Cât are, mă? 35, o să aibă 70. Practic. Și atât să dăuneze grav. Nu da damage în Timo. Nu da damage în Timo. Ok. Fuck, damage în Timo, la naiba. Urăsc chestia asta. Ok. He did it. Shit. Eu am nevoie de un minion care să apere împotriva alea și ceva cu, de obicei, cu H, de preferat cu HP mare. Oh, never mind, și asta e bună. Fuck, Tryndamere, ok, dude, ok, dude. Stai alea că bulangeală. Urât. Shit, asta e alea că nașpa. Alea că foarte nașpa, aș putea să adaug. Da, n-am ce să fac aici. Ok. Dacă mai aveam și un static shock, era o treabă. Da, n-am ce să apăr și GG. Jesus Christ! Jocul ăsta, frate. Ok, mai avem cum să mai băgăm un match? Aproape. Am încercat, boys. Ei, măcar am încercat, știi, ne-am dat silința. Aproape am reușit. N-a fost să fie. Deci am câștigat și meciul cu pachetul ăsta, cum am spus, e așa și așa treaba cu el. E făcut să meargă, poate n-am înțeles eu încă mecanica pachetului sau poate pachetul încă nu e complet. Dar cum am spus, o să încerc să mai lucrez la el și dacă cumva găsesc o soluție mai bună, o să-l folosim pe ăla dacă e. Ok, azi de ce ne-a picat aici niște cărți pe care cred că multe dintre ele aveam deja, în afară de Decisive Maneuver și Shampoo. Și să vedem ce mai aici la următorul reward. Avem Wild Capsule. Dar probabil îmi dă niște cărți albastre. A, nu, ne dă de-astea currency-ul pentru cărți. Cu chestiile le folosim să cumpărăm cărți. Dar oameni buni, nu vreau să mă îngeresc cu video foarte mult. Cum am spus, dacă vreți să mai vedeți mai multe videouri genul ăsta, știți foarte bine ce aveți făcut, cât mai multe like-uri, chestii genul ăsta ar fi super tare. Dacă vreți să vedeți pachetul, uite, vi-l arăt aici ca să vedeți din ce e făcut. Dacă reușiți să faceți rost de invitații, vreți să încercați să găsiți voi o soluție mai bună. Cum am spus, cel mai probabil, cred că rumagiul ăsta o să-l modific, o să-l scot și o să pune probabil altceva. Probabil termogenic beam-ul ăsta ar fi mai ok. Probabil că în loc de progress day o să pun altceva de trascări și tot așa, adică probabil că sunt mult mai multe opțiuni bune pe care le-aș putea folosi în locul ăla și o să le pun în funcțiune, cum s-ar zice. Probabil să vedem dacă combinăm cu altă nație, că putem combina și cu altă nație, să dăm poate ne iese ceva. Ok, mai bun, cam startup pe acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!